să vă spun un... Sunt pensionară și vreau să vă spun un... Nu dumneavoastră, întregii țări. Vreau să spun că majoritatea, mulți dintre cei care au votat PSD-ul la vot, nu au făcut-o pentru că au un sentiment profund pentru PSD. Din două rele, era, după opinia noastră proastă, cea mai bună alegere. Foarte bine. De ce nu înțelege domnul Dragnea că PSD-ul, scorul care l-a avut, nu îi se datorează nici dânsului, nici PSD-ului. Deci, pentru că a fost foarte rău, am sperat în ceva mai bun. Elena, intuiesc că ești o pensionar și votant PSD. Întrebarea mea, acum, dacă tu, Elena, din București, care ai susținut și ai votat PSD-ul, luni ai fi pusă să alegi între PSD-ul lui Ponta, ăsta cum îl cheamă, Rus, Bănicioiu, doamna Plumb, care este elită a PSD-ului acum un an jumate, doi, și PSD-ul lui Dragnea, ăsta, zi, Lia Olguța, așa, așa, ce ai alege? Aș alege PSD-ul lui Grindeanu 2. Păi de ce? Păi pentru că atunci când au fost, când au format un guvern, oricum, și statisticile spun că Ponta a avut cea mai bună guvernare din toate timpurile. Ca să nu mai adăugă, eu sunt ultimul pe lista celor care l-ar putea susține mediatic pe Victor Ponta. Ultimul. Deci dacă se face o listă în presă, eu sunt ultimul. Dar susțin. Dar vreau să spun ceva. În ordine, Ponta și omul din imaginea de acum, ministrul Gioană. Și Gioană, da, au cele mai multe voturi obținute de PSD-iști ăștia care bântuie pe România. Pentru păi că amândoi au fost candidați pe muche de cuțit la președinția României, dar în fața... Nu candidat pe persoană fizică. Atenție mare. Dacă erau candidați independenți, era valabilă teoria noastră. Ei au fost candidații PSD-ului, ca să ne înțelegem. Deci nu, Gioana n-a candidat pe persoană fizică, nici Ponta. N-a fost un candidat independent. Cum e posibil ca unul care a venit de la Băsescu în PSD acum câțiva ani să dea afară pe unul care este cel puțin, îl știu eu, de când l-a numit... Dar nu l-a dat afară. Pe cine l-a dat afară? L-a exclus pe Ponta acum? Ponta, după surse, este exclus în PSD. Dar hai să presupunem că sunt doar surse. Okay. E mazilit Ponta, da? Ponta s-a auto-exclus în ultimul timp din PSD. Haideți să fim serios. S-a auto-exclus? Păi s-a dus într-o parte, a jucat în altă pătrățică. Are niște butoane și el, are și el o altă lesă. Nu știu. Până a Băsescu de o lesă, credeți între... Mircea Joană și Nicolae Bădălău. Mircea Joană și Nicolae Bădălău ca lideri politici. Vreți să-mi spuneți că se poate pune vreun semn aritmetic? Nu egalitate, vreun semn. Nu, dar nu pot să compar mere cu pere și n-ai ce să compar. De cum să nu compar? E președinte executiv PSD, domnul. Dacă mă întrebați pe mine, n-aș alege nici Joan, nici Bădălău, dacă mă întrebați pe mine. Da, domnule, știu, ați alege-o pe Carmen Dan sau pe Teodorovici. Bine, Carmen Dan, lăsați-o pe Carmen Dan. Eu am înțeles și cum e să fii sindicalist, reprezentantul poliției în relația cu doamna Carmen Dan. Nu. Eu când am avut ceva de spus, am spus doamnei Carmen Dan, îi spun și ea și mâine. Păi dacă mă întrebați pe sistem de referință, am niște repere, da? Și eu privesc în ultimii 7 ani. Am tot o pe la telefon, iartă-mă, Elena, te ascult. Da. Domnul Barbu, pentru majoritatea populației care este vai mama ei, să știți că nu este puțin, înseamnă foarte mult și numele și aveți dreptate ceea ce spuneți. Dar până acum n-a fost niciun guvern, asta e realitatea, care să facă cât de cât și pentru prostime, domnul Barbu. Singurii care cât de cât au făcut, ca să știți bine ce a făcut și ultimul guvern. Da, acum te întreb pe tine. Că zice foarte bine doamna, problema de fund este sus, la piramidă. Toate guvernele din această țară, din 1990 la zi, au avut deasupra ce? Multinaționale. Ei au centrat acolo în LESA. Restul e politică, eu intru în contradicție cu dumneavoastră, nu știu care mă face bine bolșevic. Problema de fund este acolo, la bănuți. Problema este la multinaționale care centrează și au lesă. Acum fiecare are câte o lesă, știți? Și acum se joacă lesele între ele. Vom discuta în emisiunile viitoare, poate mâine, poate poimine. Oricum, în viitorul apropiat, vom discuta și despre bani și lesele. Păi acolo e povestea de acolo fond. Acolo e miezul. Privim deasupra guvernului. Care stuie bine, povestea? Elena, crezi că moțiunea de cenzură va trece și va pica guvernul Grindeanu sau Grindeanu... Mi-e teamă că va trece, pentru că sunt mulți trădători. Și sunt foarte necăjită că țara va fi aruncată în haos.
Doamne, e în regulă, dar când eu fac lista, pentru că anul trecut s-a votat pe listă, n-a mai fost individual, de ce să fac o listă și să nu mi-aduc oameni care să nu fie trădători? Adică, de eu Dragnea, eu... Eu Tăricianu, eu nu știu cine era la PNL, domnul că nu mai Barna, contează. Cum pot să pun eu pe listă unul care știu că mă va trăda? Sau cum pot să pun eu pe listă unul care știu că are lesă? Cum pot să-l numesc eu prim-ministru pe unul care e în lesă? Eu știam de atunci că e în lesă. Acum am dat seama după 5 luni că acest Grindeanu era într-o lesă. Păi ce, Dragnea nu știa că era într-o lesă? Dar probabil că lesa lui Dragnea i-a spus pune lesa Grindeanu. Și au fost lucrul ăsta. Acum... Foarte interesant. Mulțumesc mult, Elena. Mergem mai departe. Bună seara. Sunteți în direct. Bună seara, domnule. Salut, Vasile. Mă uit așa pe tabloul ăsta de onoare din dreapta. Bănicioiu, băiețașul cu morții de la club. La noi e bine. Microbii i-am ucis. Am tras rafale în ei, suntem frumoși, treptici și curați. De o mână cu băiatul ăla care era secretar de stat, pe care nu-l amintesc ca și nume, pentru că nu vreau să zică lumea că sunt anti-aia din Orientul mai de nu știu cum sau alte prostii de genul ăsta. Bănicioi cu plumb de picioare. Plumb, melțane de alea pe Bulgaria, averea ascunsă, hama-hama, fată, de, o știe toată lumea. O știi și dumneavoastră că vă știu de, suntem aceeași generație și vă știu de când eram mici amândoi. Ok. După aia, mă uit la domnul ministru de externe, Marle Geniu și, cum să zic, pionul nostru din America, vă mai aduceți aminte, afirmația aia halucinantă, nu mai știu că suntem, o fi fost umor sau prostie care i-a dat lui ministrul de externe, nu de interne, Mircea Geană, da. Nu, de externe, am greșit. De externe, da. Cât securiști sunt, domnul Geană? Nu mai știu, domnule, cât suntem. Cât suntem, nu mai știu cât suntem. Exact. Ne călcăm pe cizmele cu cărâm. Așa. Ce să zic, se bat doi draci. Stat Orgolii, Dragnea, plătește de contul flitului pe care l-a dat cu Șaidehului, când el era Ayatollah, ministru, împărat și Gheorghe Dracu, s-a dus așa și stai bă canolozul de dacie în buzunar, îl rup eu, suflu în el și o să spun eu, voi jeguri vor mai la margine și acum ăia jignici, aha, i-au venit pe rotisor. Adică el a venit pe restul scolo. Cum joacă, Vasile, cum joacă după părerea ta Claus Iohannis în partida asta? Unde are rolul sau nu are niciun rol? No. Că e rolul principal, e Vioara întâi. Lasă domnule omul să vorbească, domnule. Iartă-mă, Vasile, mai... Scuze, am greșit. Mutu, în sensul că vorbește rar. Mut, da. Deci, domnul Iohannis, că m-a întrerupt domnul Cornes, dădea cu părerea, o să-i cer și domniei sale părerea. Părerea ta, președintele României pe tabla asta de șah atât de haotică de astăzi, are vreun rol sau stă și așteaptă să se lămurească oamenii și după aia să vină la el cu propuneri? Pe cu fundul pe gar, cu ochii cu 15 grade orientați spre aripa Grindeanu. Așa văd eu. Foarte tare. Domnul Coarnă, puneți-i mult. E Vioara întâi. Domnul, dar nu neapărat domnul Iohannis. Domnul Iohannis e și el parte în joc, are și el o lesă. Și domnul Iohannis are o lesă. Sigur că e Vioara întâi acolo, vrea să schimbe centrul de putere. Domnul Coarnă, dar cine n-are lesă, domnule? Priviți lista, Dacă dați unul fără lesă, îl mănânc fără condimente. E adevărat ce spuneți, dar haideți să avem lesă poporul ăsta și cei care ne-au trimis aici. Eu mi-aș dori... Haideți, e probabil de utopie ce spun eu și sună așa, altfel de... Eu așa-mi doresc. Eu mi-aș dori și-mi doresc să avem lesă poporul român. Imaginile... Mersimul, Băsărie, păi ca să-l vorbesc trebuie să-i tăia sunetul omului. Deci, aveți în dreapta imagini oameni buni, prima televiziune care intră în legătură directă cu peluza a trandafirilor de la Palatul Victoria. Că de-aia suntem ușor pro-americani, să fie ca în America. E prima oară în istorie, credeți-mă, cunosc foarte bine ce înseamnă presa acreditată la guvern, când de la guvernul României așa arată cadrul. Uitați-vă, e ca în America, soto original. Numai că ăla e pe Pennsylvania Avenue 1600, la Casa Albă și aici e la guvern. Revenim imediat după 2-3 minute. Ne-am întors în transmisie directă. O să aveți imediat imagini de la guvern, probabil că auzindu-ne și mizând pe faptul că suntem oameni serioși, ăia de la guvern al lui Grindeanu au scos aia de pe pajiște
și o să fie înăuntru, cum a fost și până acum, în celebra sală cu pereții albaștri, de unde are loc fiecare declarație de presă a premierilor în decursul ultimilor 5-6 ani de când s-a făcut noua sală. Era mișto aia cu peluza de acolo, dar de, s-au sucit și acum au băgat oamenii în interior. În continuare, pe ultima parte a emisiunii dumneavoastră sunteți cei mai importanți invitații noștri, cei de acasă. Comentăm haosul total în care au băgat ăștia aleșii neamului, au băgat România. Nu poți să înțelegi. Când ai o formațiune sau două formațiuni politice cu o majoritate atât de confortabilă, să te introducă într-o criză politică, e de neînțeles. Băi, este foarte de înțeles. Hai, facem noi o pauză mitică că mergem la Barcelona. Bună seara, Sebastian, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu și domnului lider. Bună seara. Aș dori o întrebare să fac, mă uit la dumneavoastră, și întreb ce înseamnă politică în România. Președintele ce înseamnă politică în România? Umblă, aiurea, nu rezolvă nimic pentru români. Sebastian, n-am înțeles întrebarea. Cum adică ce înseamnă politică în România? Da, nu s-a întrebat. Nu, întrebă bine, da. O întrebare bună. Eu zic, eu răspunde. Păi eu cred că îi răspund. Înseamnă interes personal de grup, nu înseamnă interes național public. Asta văd eu politica în ultimii 30 de ani. Știi cum e, Sebastian, hai să spun cum e. Politica în România e cam ca aia din Spania, că și în Spania Casa Regală a fost zguduită de un scandal de corupție în care tamană ginerele lui Juan Carlos l-a luat cu jaca, l-a încătușat, da? Sunt foarte convins. Nicio problemă. Chestia că trăiesc de 17 ani aici, așa? Dar am un salar. Așa? Eu dacă mă duc să fac, să lucrez, să zic, să fac un aspirator, impresarul vinde aspiratorul la prețul adecvat. În România, cine face aspiratorul câștigă un centimos, dar patronul lui vinde la prețul european. În Spania există corupție, Sebastian? Este prea multă, ca peste tot. Așa. Numai că acolo lucrurile par un pic mai normale decât aici, sub aspectul relației dintre clasa politică și cetățeanul spaniol. Sunt foarte, foarte, foarte de acord. Dar nu se face chiar așa de mare diferență între patron politic și muncitor. Atâta timp cât eu mă duc la serviciu, pot să vin acasă, să pot să mănânc liniștit și frigiderul plin, cred că îs mulțumit. Foarte tare. Nu, dar întrebarea e simplă. În Spania, de exemplu, pentru faptul că dumneavoastră lucrați sâmbătă, duminică, primiți un spor la salariu, întrebarea e simplă de bun simț. Primiți un spor la salariu? Absolut. În România de e ce nu? E un contractul. Păi, vedeți? Păi, suntem absolut. Într-o societate privat? Vedeți diferența? Bine, ia zi, Sebastiane, care e diferența în Spania între salariul unui bugetar și salariul unuia care lucrează la patron? E mai mare la patron. Păi e mai mare la patron, da. Păi și în România îi fură patru. Nu e adevărat. Nu, păi știți de ce? Pentru că în România îi fură patru. În România îi fură patru. Da, Sebastian. Te rog frumos. Deci diferența la bani poate că nu-i semnificativă. Nu-i semnificativă. Diferența la stat, că poți să stai mult și bine, la particular dacă nu faci față, sau dacă un picior în curs ești afară. Da. Sebastian, dă și tu repede, Sebastian, de la Barcelona, un prognostic. Cine va fi premier peste două săptămâni în România? Tot Grindeanu? Sau va pune Dragnea pe altcineva? Atâta timp cât mafia conduce țara, de se știe bine cine o să conducă. Grindeanu o să fie ejectat afară rapid. Foarte tare. Foarte tare, da. Frate. Nu e foarte tare. Da. Este mersi o, mult, este mersi o, mult, Sebastian. Este o concluzie logică. De ce rămânem în Spania. Asta da, emisiune. Rămânem în Spania. Salut, Nelule, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. De unde ne sunt din Spania? Domnul Coarne. Din Almonte, undeva lângă Sevilla, aproape de Portugalia. În Andaluzia? Da. Decepționale se întâmplă în țară. Sunt de dreapta de când, cred că m-a făcut mama. În greșeală, zic eu. De ce ești decepționat? Nu știu cum să ajungem în țara asta să facem ceva pentru țară. Care-i părerea ta despre ce se întâmplă acolo la București? Ce se întâmplă acolo la București sunt jocurile lui Sepu, care niciodată nu s-a reformat. Foarte din păcate. Foarte tare. De ce spui asta? Sunt singurile instituții care niciodată nu s-a vorbit de
reformare în realitate. Niciodată legea care o are, o are din 91, ceva de genul ăsta și în rest. Și lumea trebuie să stea să înghită, să vadă cum fost securiști și au făcut firme, cum fost securiști au jocurile politice, cum fost securiști, vine unul care nu știu ce general era la comisia... Lăsați legea să aibă firme acoperite, haide să fim serios, tot nu... Dar are dreptate omul ce spune. Nu că are dreptate, mai mult dată, și... eu confirm în tot, pentru că legea spune că acest serviciu... Român de informații poate să aibă firme acoperite care, nu, au, care au relații cu bugetul public. Așa, păi așa. Vedeți care e povestea de fund. Stați, marele și erou național ca prim-ministru. Da. Bine, acum ce vedeți în dreapta, dacă vi se par bizarerii, vă spun eu, se face albul la camere, colegii de la alte televiziuni fac albul la camere, se pregătesc pentru transmisii directe. Acum am venit cu niște imagini excepționale, iată. Așa s-au pus bazele, este prima ședință de guvern la care, guvern Grindeanu, la care a participat președintele Iohannis, nu asta. Asta sunt probele, așa. Ați avut imagini și probabil că o să mai vedeți imagini de când Iohannis mergea, iată-l, și vorbea în șoaptă tet-a-tet cu Grindeanu la Palatul Victoria. Vă întreb dacă ce vedeți acum reprezintă, astea imaginile sunt de arhivă, atenție, să nu vă simțiți păcăliți, nu sunt de acum. Nu s-a dus Iohannis acum la Palatul Victoria. Sunt din ianuarie, anul ăsta. Întrebare, domnul Coarnă, imaginele astea au tâlcul lor azi? Categoric da, dar pentru mine au avut tâlcul de atunci. Adică? Adică n-am avut nicio emoție. Că... De ce? Mai merg pe stradă și respir curat. Dragnea era în America aici, Dragnea era în America, știi? Ți-aduce aminte? Știu că era în America, dar nu problema că unde era Dragnea. Problema e deasupra SRI, deasupra, e vorba de două servicii fantastic de importante. E vorba de serviciul de informații din America și din Rusia. Lupta acolo este. Și Ceaușescu, când a fost executat, lupta tot acolo a fost. Între serviciul de informații din Rusia și din America. Problema e că acolo și-au unit eforturile împotriva lui Ceaușescu. Acele două servicii l-au executat. O să vă întreb dacă, două întrebări să-mi răspundeți cât se poate de scurt. Considerați că afirmația apărarea României și industria de apărare sunt lucruri extrem de costisitoare, e reală? Categoric da. Considerați că afirmația apărarea României și industria de apărare și înzestrarea armatei noastre naționale reprezintă o miză și în scandalul ăsta politic? Sigur că de vorba de bani. O să revin la acest subiect, domnul Coarnă, pentru că m-ați confirmat și noi asta și mă bucur, că am crezut că sunt pe miriște. Asta este explicația, oameni buni, pentru benzile galbene pe care le-ați citit și le mai citiți în timpul emisiunii, despre cât de scumpă este apărarea unei țări și de cât de clar, atenție români, cât de clar a venit momentul plății. Acum a venit momentul plății. Deocamdată afirmația e pentru conesiori, dar o să facem o emisiune mai detaliată, poate 2, poate 18, cât o fi nevoie, până când poporul ăsta o să înțeleagă în ce context militar, financiar, de înzestrare, de apărare și politic ne aflăm. Pentru că prea mulți, așa zis, ziariști, eu îi consider pe mulți dintre ei acoperiți, dar să le dea Dumnezeu sănătate, poate greșesc eu. Dar nu sunt măcar acoperiți, sunt trompete, a fi acoperit altceva. Ăștia sunt trompete, au sarcini și transmite mesaje. Foarte tare asta. Dar am cer scuze, acoperitul este chiar o treabă serioasă. Poate trompete. Să fie unde voi trompete. Foarte multe trompete cânt acum o melodie doar ca să le adoarbă vigilența românilor și au să-i prostească. O partitură și transmite o partitură, bineînțeles, mesaje. Bineînțeles. Imediat merg în Petroșani, imediat vin la tine în Valea Jiului. Stai o secundă la telefon. Mă uitam mitic acum câteva seri la televizor, nu spun la ce emisiune și la ce băiat. Cu câtă fervoare spunea Nei ca nimeni ăla, căruia dacă îi arăți pe ecran o baterie de rachete rusești și o baterie de rachete Patriot, fără să scrii pe ecran de unde ai luat, de la YouTube, de la ruși sau de la american, nu știe să facă diferența, cum făcea agariciul ăla, cu câtă fervoare făcea pledoria pentru rachetele Patriot și de... Băi, prietene, da, prietene... Așa era partitura. Era o trompetă. Prietene, păi nu, stai un pic să ne înțelegem. Ajungem să stabilim... Ce în armare face necăjita asta de țărișoară și necăjita asta de armată la televizoare? Da, păi, sigur că da. Băi, prieteni, da. Atunci e grav. Păi acolo-i trompeta. Da, hai în Valea Jiului, bună seara, sunteți în direct. Am onoarea să vă salut, domnul Barbu. Să trăiești, Romulus. O să trec foarte direct la subiect. Scandalul mare dintre domnul Grindeanu și domnul președinte al PSD-ului este unul foarte simplu. Așa cum ați arătat în imaginile acelea în reluare, pe momentul când domnul Iohannis a fost la ședința de guvern, așa nisam și-a picat acolo. Cu dedicație pentru tine, ți le mai dăm o dată. Fii atent, ți le mai dăm o dată pentru tine. Da, acum te ascult. Nu e cazul. Deja de atunci, da,
deja de atunci se puneau bazele la această colaborare ex-alianță care se află la guvernare și care a făcut guvernul Grindeanu. Adică domnul, tu spui așa, Grindeanu, tu spui așa, în lipsa lui Dragnea care era în America pe la Trump, pe la masă, era acolo, da, da. Bă, oamenii ăștia doi puneau bazele unei colaborări. Absolut. Și foarte colaborarea tare. Colaborarea domnului Barbu este una foarte simplă și anume, în loc să se dea doar 1,2% pentru armată, a trebuit să se dea la 2%, adică să plătim pentru Statele Unite asistența militară, nu așa, în cadrul NATO. Bun, de acord, mulțumesc pentru imagine. Dar, dacă stăm strâmb și judecăm drept, din cauza acestei supraalocații pentru Statele Unite, pentru membru NATO, România plătește foarte scump prin Afganistan și Irak, prin morții pe care le are pe acolo. Dar revenind aici în țară, din cauza aceasta, stimați domn, nu se pot da de la 1 iulie salariile pentru majorate, pentru învățământ și pentru sănătate. De asta a fost invitat domnul Iohannis acum în tet-a-tet la domnul președinte Trump al Statelor Unite. Întrebarea mea este așa, oarecum retorică, dar Germania, care are datorie la NATO de vreo 28 de miliarde de euro, a sărit acum, a căzut și a făcut în pantaloni și a dat imediat cota care este datoare. Nu, domnilor, numai România s-a scăpat pe ea. Mai auzi, departe. Auzi, Romulus, da, după părerea ta, cum va gestiona domnul Iohannis întâlnirea cu cu doamna cancelar Merkel și cu Macron acum, că vine imediat momentul? Cu doamna Merkel o să o joace, o să o scoată la capăt, dar cu domnul Macron, care este un om tânăr, cam de vârsta domnului Grindeanu, o să fie foarte greu. O să fie foarte greu. Și al doilea lucru... Dar în ce sens să fie greu? În ce sens să fie greu? În ce sens? Unde ar fi greutatea? Domnul Coarne, nu vă supărați. Nu mă supăr, aveți o logică corectă, de-aia vă întrebam. În ce sens ar fi greutatea? Da. Sigur, spun doar atâta. Franța este o putere nucleară proprie, n-a avut nevoie să cumpere asistență. Nu e problema, știam că e o putere nucleară mai... Da, Romulus, mersi mult de tot. În continuare vedeți imagini foarte, foarte bine alese de echipa de la Se Întâmplă Acum. În stânga pare a fi istorie, dar e mai actuală ca întotdeauna, un tet-a-tet fabulos între președintele Iohannis și domnul premier Grindeanu și atunci și acum. Iar în dreapta, sala în care peste câteva zeci de secunde Grindeanu va veni să se adreseze națiunii. În momentul în care noi, indiferent ce vom face noi, în momentul în care în dreapta, pe fond albastru, apare Grindeanu, dăm legătura echipei noastre de acolo și premierului în exercițiu. Deocamdată rămânem în București. Salut, Dorule, ești în direct. Alo? Să trăiești, domnul Barbu. Să trăiești, Doru. În primul rând, aș vrea să fac, păcat că nu pot. Oprește sonorul televizorului. Ia telecomanda și închide sonorul televizorului. L-ai închis? Bine, la revedere, pa! Nu pot să stau după oameni să învețe regula de bază a emisiunii când a intrat în direct la B1 la Se Întâmplă Acum. Vrea să se audă. Să se audă la telefon. Okay, nu putem. Stricăm emisiunea. Problema de când văd poza asta, mă gândesc la o chestie din anii 90 când s-au întâlnit. Nu e fotografie, chiar vorbesc, uite acolo. Nu, am înțeles ce spune. Păi aduți aminte. Eu vreau să spun metaforic altceva. Aduți aminte că o oră și ceva mitică s-a întârziat această întâlnire. Ca să vină Iohannis. Nu știa Grindeanu ce zăpacă, îl suna pe Dragnea în America. Și l-a întrebat la Orice. Ăla era la Cârciumă, Dragnea așteptă, era la Cârciumă, a târnat pe lângă masa lui... Ce întreabă Iohannis pe Grindeanu? Știi ce-l întreabă acum? Nu pot să cred că tu știi ce-l întreabă Iohannis pe Grindeanu. Al cui serviciu ești? Nu cred. Păi după Revoluție s-au întâlnit băieții la putere, ce mă, tu al cui ești? Păi eu sunt așa, înțelegeți? Păi asta e logica. Stai mă puțin, tu o spui acum că președintele întreba al cui serviciu ești? Ei, metaforic. Metaforic, așa da. Folosea o metaforă și eu, adică nu... Da. Da, rămânem în platou, nu mai luăm telefoane, pentru că e păcat să întrerupem o convorbire telefonică. Din secundă în secundă, în dreapta, B1 TV va fi prima televiziune care va transmite și, de fapt, este în direct echipa noastră de acolo, venirea premierului Grindeanu. E tot premier, atenție! Da, e corect. Și are și listă de guvern. Da, avea lista făcută. Ba mai mult, are și șanse să bată la fotografie pentru trecerea sunt guvernului. Calcule făcute, ambele părți au avut calcule. Serviciile pe de-o parte. Final, atent ce vreau să-ți propun pe analiză mitică pe final. Care e rolul UDMR-ului în această ecuație? Colosal, covârșitor. UDMR va arbitra toată povestea asta. Păi atunci vine întrebarea letală. Care e prețul pe care îl va cere UDMR-ul pentru această ieșire? Prețul pe care îl va cere UDMR-ul pentru această ieșire din criză? Păi UDMR întotdeauna a știut să gestioneze, probabil autonomia locală. Probabil acea lege a autonomiei locale.
Păi da, dar ca să faci chestia asta în anul centenarului Unirii, cu un partid care a spus că e tristețe mare, decembrie, știu, eu am forțat lucrurile, nu știu dacă ăsta va fi prețul, dar probabil ai ținta lor, ei ala-i target. Și atunci ar fi bine pentru ei ca target să fie 1918-2018, nu să fie pentru acele... Pentru ei 1918 a fost o tragedie. Au spus-o cu subiect și predicat. Da, dar o spun și acum. Ei, 1 decembrie 1918, a fost o zi de doliu. Dar o tratează și acum la fel. Da? Și noi am respectat. În anul respectat. Centenarului să mergi la guvernare, eu n-am nimic cu DMR-ul, Doamne iartă-mă, Chelemen Hunor, fiind chiar, dacă chiar un tip extraordinar în politică. Dacă nu avem capacitate, încă o dată, am câștigat au câștigat alegerile, eu i-am votat cu o majoritate atât de confortabilă și tu nu ai capacitatea, calitatea să guvernezi în logica în care te-am trimis acolo, înseamnă că nu ești bun, scuză-mă, pleacă, lasă pe altcineva care știe să gestioneze corect. Politic. Cum vă explicați? Cum vă explicați? În criză. Pentru mine este halucinant și mă mai pricep că o perioadă de timp am fost unul dintre membrii conducerii PNL pe țară. Cum îți explici faptul că PNL-ul susține, evident, adică declarat și asumat, îl susține pe Grindeanu și un eventual cabinet Grindeanu? Păi și ei au o lesă, nu sunt de capul lor nici PNL acolo. Dar Napoleon spunea că atunci când adversarul greșește, nu interveni, lasă-l să joace prost. Păi da, PNL-ul susține cabinetul PSD-ului, lui Rovana Plumb, lui Ponta. Așa e lesa făcută. Așa e lesa? Da. Păi și poporul ce mai caută în țara asta? De ce îi deranjăm? N-ați înțeles. Mark Twain spunea că dacă ar conta poporul, l-am eliminat din joc. Dacă ar conta votul nostru, ne-au luat dreptul la vot. Deci e posibil deci ca... Nimeni nu joacă pe lesa, ca să fiu foarte clar, nimeni nu joacă în această ecuație pe lesa poporului. Fiecare joacă pe o lesă externă, polesa serviciilor de informații pe interese de grup. Asta este povestea, așa cred eu, poate greșesc. Și bineînțeles, pe sumele... Iar poporul nu contează, poporul contează la plată. Noi facturăm, noi plătim factura lor. Noi să plătim toate aceste costuri. Și în continuare eu afirm că sumele exorbitante care sunt acum în joc în ceea ce înseamnă apărarea țării, sigur, apărare, sunt o miză extrem de importantă. Categoric da, sigur, pe de acolo trebuie să plătim, să cumpărăm armament, să ne, nu? Și acum, domnul președinte Iohannis, miza a fost Marea Neagră de a fost invitat acolo la Washington, nu întâmplător așa. Adică sunt niște jocuri foarte bine definite în zona asta. Vă reamintim că un anunț extrem de important și spun eu istoric, fără să glumesc, va avea loc în partea dreaptă a ecranului la B1 TV imediat, așa cum scrie pe ecran. Așteptăm lungim și noi vorba aici ca să mai treacă un pic timpul. De ce? Pentru că dumneavoastră veți fi martorii unei declarații, îmi permit să fac evaluarea în antefactum, unei declarații istorice. Băiatul în stânga, care acum vorbește în imagini de arhivă cu președintele României, cred că era în ianuarie era imaginea filmată, da? În dreapta va veni același premier și va spune lucruri care ne vor șoca. Va veni cu o listă de guvern, va merge în Parlament, nu, îi o va propune președintelui din stânga, președinte de dreapta, fost președinte PNL, domnul Iohannis. Domnul Iohannis va spune, da, este constituțional. O să fie emoționat de cenzură, se joacă stânga cu, de fapt, se joacă stânga dreapta, se joace niște servicii în Parlament. Că la un moment dat spunea, domnule, ce frică, acum pe pune mitică cu nu ți-e frică de faptul că ai folosit serviciile, joacă aceste căi, serviciile? Dar de ce să-mi fie frică? Până la urmă, ce pot să pierd? Ce aș putea pierde? Trec ăștia cu tirul pe aici pe la B1 și ne calcă în platou. Bun, foarte bine, o să treacă cu tirul peste mine, peste dumneavoastră, o să mai treacă peste 10. Problema de fund este că trebuie să avem curajul să spunem dacă ne asumăm, să ne asumăm la citate cu totul, stăm în genunchi. Da? Și atunci așteptăm și tirul, acceptăm orice lucru. Da? Eu, până la urmă, cred că trebuie să încercăm să ridicăm capul, să ne ridicăm din genunchi, să privim sus, să privim drept, să privim către cel pe care l-am trimis acolo cu responsabilitate, să-l întrebăm, măi, eu te-am trimis acolo. Domnul Barbu, eu am fost în Parlament de multe ori, în comisii. Domnule, am o mare dezamăgire. Oamenii pe care eu i-am votat, pe care dumneavoastră i-ați votat, nu înțeleg lucruri, nu înțeleg cuvinte, nu pricep fapte. Oamenii ăia ne reprezintă, eu am rămas de stupefiat, credeți-mă. Domnule, da, nu, și eu atunci, cum eu din eleganță pentru foștii mei colegi mă abțin. Dar am trăit momente momente în Parlament de noaptea minții. Ați fost acolo, da? Da, noaptea minții. Greșesc cu ceva? Da, întârziere. Atenție, stimați telespectatori. Cei din stânga, președintele și premierul, au întârziat atunci dialogul ăsta pe care îl vedeți în imagine de arhivă, pentru că era Dragnea plecat și săracul Grindeanu nu știa ce să facă. Iohannis a fost de o punctualitate germană. Numai că văd că nu s-a luat, nu-i contagioasă punctualitatea. În dreapta sunt imagini care trebuiau să fie animate fix de 17-18 minute. Adică la 19:00, Sorin Grindeanu, premier al României în exercițiu, trebuia să fie la pupitru și să... Sunt două pupitre. Stai că vine cu fătuca aia care e purtător de vorbe. Da,
Da, chiar, corect. Bună remarcă, vine din regie, remarca. Dacă vine cu ponta de mână, viitor secretar general al guvernului... Vine cu Alina. Cine e Alina? Alina Petrescu. Vă trageți de șireturi cu purtătorul de cuvânt al guvernului? Nu, cum Alina? Știu că era producător la Antena 3 și am fost de foarte mult invitat. Cine putea fi trimis purtător de cuvânt la guvernul României decât cineva de la Antena 3? Ei, nu, să nu fim răutăcioși. Dar chiar nu sunt răutăcioși. Dar au fost chiar de la președinție, de la B1. Nu, de la B1 s-a dus la președinție. A fost... Păi eu ți-am spus. Păi televiziunea își împart și fie 1-1. Își împart și ele, cum se cheamă? Nu simpatiile. Puterea din România și-a împărțit simpatia. Vă spun pentru mine, ca simplu cetățean și ca doamna Dobrovolski, apropo de temeri, apropo de călcat cu mașina, așa. Dacă vreți, cel mai mare aliat al meu și cel mai mare factor de protecție a fost presa. Indiferent că e B1, că e Antena 3, că e realitatea... Da, deci pentru mine cu armă. Mă bucur că recunoașteți. Sincer vă spun. Sunt puțin care recunosc. Pentru mine, cel mai mare factor de protecție a fost presa, indiferent că e de stânga, că e de dreapta. Eu zic mai mult pentru sindicatul dumneavoastră. Eu vorba raportez la mine. Pentru, nu. Eu mă raportez la mine. Să vă spun eu, dacă, o afirmație pe care mi-o permit eu, chiar dacă nu sunteți de acord cu ea. Sindicatul Național al Polițiștilor este, prin dumneavoastră, bineînțeles, foarte bine reprezentat în presa din România și negociază mult mai abitir și mai eficient, tocmai pentru că presa de România a respectat... Categoric. Așa. Categoric. Hai, spuneți o pasă dreaptă. Dar am spus, vreau cum spun, de foarte mult timp. Pentru că eu presa, presa trebuie să existe în continuare cu toate relele și cu toate, știu eu, putem să spunem orice, dar presa, dacă vreți, în ultimii 27 de ani, cea mai mare realizare a noastră este libertatea de expresie și presa. Da. Care a evoluat și a evoluat bine, spun eu. Încă o dată, eu simt protecția. Ne apropiem de final. Hai să dați un prognostic, că îmi place să păstrez înregistrările. Va fi depusă moțiune de cenzură și va trece? Sau guvernul Grindeanu, remaniat complet cu echipa lui Ponta, va rămâne la Palatul Victoria săptămâna altă? Da, eu cred că moțiunea de cenzură o să treacă la limită. O adică să treacă la limită. Grindeanu. Pică Grindeanu să treacă la limită, pentru că totuși e o forță politică cu un pol de reprezentare fantastic de mare. Ar fi culmea să piardă, să piardă guvernarea PSD-ALDE în condițiile în care au o agitație în sala de presă. Dar va fi un semnal mare pentru ei, trebuie să înțeleagă niște lucruri. Eu cred că moțiunea de cenzură o să treacă, dar nu atât de confortabil cum se așteaptă. Eu prezic că nu o să treacă. Eu reformulez ca să se arhiveze. Dacă se face repede în primele 2-3 zile, câștigă Dragnea. Dacă mai trec încă 2-3 zile și găsesc ea... discuție. Dacă mai trec 3-4 zile, s-a terminat, Dragnea este istorie. Că timpul joacă în defavoarea lui Dragnea. Oameni buni, rămâneți pe B1 TV, pentru că, așa cum vedeți în dreapta imaginii, suntem pregătiți să vă prezentăm, primii vom fi în presă, punctul de vedere al premierului Grindeanu față de tragedia și haosul în care au băgat ăștia de la PSD și ALDE țara. Rămâneți cu Sabin Orcan și cu informațiile pe care le va comenta împreună cu invitații lui. Noi ne revedem mâine la ora 18. Toate cele bune!